Da, vorbeam despre, înainte de discuția cu Victor Becali, vorbeam despre reacția lui Valeriu Ieftime. E încă proaspăt în fotbalul românesc Dan Șucu și n-a învățat că aici trebuie să taci, că altfel ți-o iei din toate părțile. Da, mie comentariul despre Sepsi mi s-a părut corect. Comentariul despre Sepsi mi s-a părut corect. Un calcul... Mie acolo mi s-a părut prea exagerat. Mie acolo nu. Chiar mi s-a părut că exagerat. Mie nu. Când a zis, nu mi se pare normal să intru pe o piață să concurez cu un guvern străin. Ok, până aici da. Dar a mers mai departe și a vorbit de deturnare de fonduri, o chestiune pe care n-are cum să o... Cum să probeze și în primul rând că nu e, că îți dai seama că interveneau oficialitățile, dar nu, acolo sunt lucruri. În momentul în care, acolo e o asociație, pentru că da. Cred că, clar că dânsul a fost dezinformat, că e un tip destul de deștept, dovadă și business-ul pe care l-a creat. Acolo e o asociație care primește o subvenție pentru infrastructură și pentru centre de copii și juniori, exact ceea ce fac și ce îți permite și legea sportului în România, iar banii, restul, vin din sponsorizări. Adică era, dădea... Da, din sponsorizări dirijate politic de la Budapesta. Și despre asta și vorbit, despre dirijarea politică a unor bani. Bun. Păi nu, dar dirijarea politică se întâmplă și în fotbalul românesc și în sportul românesc și nu numai. Adică intervenția politicului a fost peste tot. Altfel nu sponsorizează nimeni pe nimeni. Corect. Poate pe prietenie unele. Nu neapărat pe... Da, dar tot la nivel politic. E o chestiune de lobby asta. Corect. Dar era deranjat de faptul că e o decizie politică a cuiva din afara țării, un guvern străin care vine și direcționează niște bani. Da, unde cred eu că a greșit este că a vorbit despre bani care sunt motivați atunci când se dau că sunt pentru sportul de masă, adică infrastructură, și că ei au fost direcționați către prima echipă. Aici a greșit, pentru că bănuiesc că unii bani ăia care vin direct de la guvernul maghiar se duc în infrastructură, ăia care vin prin intermediar 100%. De la guvernul maghiar, adică prin firme, 100%. Se duc la echipa mare. Sunt convins că știe asta, dar probabil că îl deranjează și chestiunea asta, dar să demonstrez că e vorba de o deturnare de fonduri este o exagerare. Dar nu e plăcut să concurezi cu cineva care primește din Ungaria pentru prima echipă milioane de euro sponsorizări anual, peste 2 milioane de euro. Da, dar nu ai cum să demonstrezi că e vorba despre un ordin politic. Și pe logica... Nu ai cum să demonstrezi legal, în tribunal să concurezi el privat, să concureze cu cineva care e finanțat, cu un club care e finanțat din banii publici. Păi da, dar puțin mai devreme în conferință domnul Șucu a fost întrebat despre asta și a spus că asta e. Și în alte domenii te bat și cu firme de stat. Păi să cam bate cap în cap. Corect. Plus că ținem cont de Rapid pe nou format, el a fost sprijinit financiar și încă de la înființare de către primăria sectorului 1. Susțin multe voci că nu a fost sprijinit financiar de primărie, ci doar moral. Patronat așa. Moral. Da. Așa, și că mulți au venit și au putut să prindă pe un lobby, chiar acest pe un lobby așa, de care vorbeam mai devreme. Dar nu direct primăria, că a graban. Da, mister, cum se pare ție apariția domnului Șucu? Mi se pare un lucru extraordinar. Eu mi-aș dori foarte mult să mai apare oameni de afaceri de succes în fotbal și să aibă gândirea și un proiect de genul ăsta, adică să vii la conferința de presă și să te uiți așa către cel care e în charge pe plan sportiv, adică Daniel Gunculaj, să-i spun, în sezonul viitor vei avea 5-7 și până în 2024 nu știu ce sumă, da? Este pentru prima dată când aud așa ceva. Este exact ceea ce se întâmplă în exterior. Pe plan sportiv se ocupă un director sportiv sau un președinte, în cazul Rapidului, Daniel Nicolae, cel care este într-adevăr are responsabilitatea el și cu antrenorul, pentru că va fi o comunicare foarte bună între Mutu și Daniel Nicolae. Daniel Nicolae a demonstrat, pentru că toată emulația asta s-a creat, pentru că echipa asta la un moment dat a ajuns să aibă rezultate și cu suporter și cu un nou stadion. Și aici n-a fost banii Rapidului. Tot de la stat au venit și banii ăștia către stadion. Da, deci... Mai a lui îl închiriază. Da, și nici la Sepsi. Ce e? Stadionul Sepsi? E dat în folosință și administrație... Nu, păi guvernul maghiar acolo au dat fonduri pentru stadion și pentru sala sport. Pentru comunitate. Da, pentru comunitate. Pentru comunitate. E în administrarea clubului... Păi cum sunt toate în administrarea... Lui Șef. Și la Rapid e în administrarea lui CS. CFR. Da, mă rog, CS Rapid. Altceva. Trecând peste chestia asta, eu consider că în viitor, după... Cred că ăsta e un, cum să spun eu, un debut... Dar vor mai fi și alți oameni de afaceri care vor gândi diferit, vor avea un plan de business mai structurat, mai solid, mai sănătos și cu siguranță
Ăsta este un moment în care nu trebuie decât aplaudat. Ce a declarat că nu este de acord cu model de business, da, acolo este un business la CFR, cum să spun eu, asumat. Este un business dacă, asumat... Dacă e business. Că business înseamnă profit. Business înseamnă o chestiune, să faci ceva ca după este, aia să ajungi este pe un plus. Model de business. Că nu câștigă... A, că plusul poate să fie și titlul de campion, să zicem. Da, este un model de business care este ceva așa special. Adică în momentul în care îți permiți să ai două echipe, una să joci cu ea în preliminar de... În play-off de Champions League, pormâne, în grupe de Europa League și una în campionat, deci ai și vreo 40 de jucători. Da. Deci ăsta e... Ne, a ajuns și 30. Plus că modul... uite, alt model, dar revin la CFR. De exemplu, CFR s-au făcut câteva transferuri, deci în 5 ani de... 5 campionate au câștigat, nu? Da. 6 sezoane. În 6 sezoane, ce transferuri s-au făcut de la CFR? Păi, le numărăm pe degete. Ce transfer? Ah, plecări. Plecări, ah, plecări. Credeam că ce achiziții. Nu. La achiziții băgam un Excel. Aici vorbim de... Și aici a fost... Domnule, eu n-am nevoie de... Mie mi l-a dus pe Culio, în primul an. Pe Culio, pe Hoban, pe... Vini, pe... Da, n-a fost așa strategia inițială. Cum de ce? Au fost 14 jucători. Nu, dar n-a fost așa strategia inițială, domnule, eu nu vreau, l-am văzut și eu, am auzit și eu pe Mara, dar nu, probabil că domnul Varga, dacă ar intra vreodată, ar povesti exact cum a fost. Deci nu a spus el niciodată, domnule, eu vreau numai jucător cu experiență, că vreau performanță. Da, e adevărat. Nu, vorbesc ce s-a făcut. Păi, da, dar eu spun că tu făceai o comparație între domnul Șucu și Neluțu Varga. În momentul când i-au preluat, când Varga a preluat CFR, a plătit o sumă considerabilă, în jur de 7 milioane și a anunțat clubul că, nu știu dacă a anunțat publică, nu mai mi-aduc aminte că eu cred că eram în Israel în perioada aia, dar a spus, bugetul este de 12-14 milioane. Adică a mărit imediat bugetul la club. Da. Adică ce a spus domnul Șucu nu e o premieră, tot mi-a venit. Că a venit o clar la prima discuție. Hagi a făcut la fel, Rotaru a făcut la fel. O echipă nu se construiește doar un club solid sănătos, nu se construiește, vin acum cu 20 de milioane. Nu, un club sănătos se construiește așa cum se va face la Rapid în momentul corect, de față. Corect. Adică la CFR a făcut 20 de milioane. Deci asta spun care încep cu 4 cu 5 și o echipă nu poți să o faci. Asta că eu consider că la Rapid se va construi echipa asta în 3 sau 4 ani să fie competitivă. Nu peste noapte, nu anul viitor, nu. Da, atunci ai nevoie de jucători, ai nevoie de nu justifici 14 milioane, pentru că la un moment dat doar trebuie să susții din buzunar. Cum a revenit la proiectul ăsta de la CFR este asumat o performanță. Este o performanță ce înseamnă? Să intri în grupe. O grupă europeană. O grupă europeană. Sau să vinzi un jucător doi până atunci. Da, atunci sunt și banii care vin din urmă, după ceilalți 2 ani. Așa e, zi. Nu, dar revenind la CFR, apropo de că cineva a venit și a băgat, este clar că nu este vina celui care cere. Eu vreau să am 6 fundași centrali, 4 de fundași stânga, 4 de fundași dreapta, 3 atacanți, 4 extreme sau 6 extreme. Nu-i vina. Păi dar nu e nicio vină, Ilie, până la urmă. Până la urmă nu trebuie să... Omul și-a ales omul că, exact, în care are încredere pe partea sportivă. Ei au făcut acolo, au avut un președinte, au avut un antrenor și un model de business. A dat libertate și omul a susținut chestia asta. Cum s-a materializat? Cu câștigarea campionatului. Deci este un proiect de succes la CFR. Sportiv, da. Sportiv, da. Economic e un dezastru. Economic, nu. Dumnezeu, și-a asumat omul. Păi, dar nu, tocmai asta zic că nu și-a asumat inițial. Dar asuma? El la început, dintre toți aici de la masă, eu am participat la discuție acolo, în momentul când Varga prelua clubul. Știi cum s-a făcut asta? Știi cum e asta? E simplu. Nu, i s-a promis că intrăm în grupele Champions League. Și a spus, domnule, putem să mergem rapid, intrăm în Champions League. Păi, cei care se ocupau de managementul clubului la momentul respectiv. Și au spus patronului, domnule, noi investim. Ce vrei? Păi vreau să câștig campionatul. Păi dacă câștigăm campionatul, trebuie să facem o investiție mai mare acum și imediat în sezonul următor intrăm în grupele Champions League. Câștigăm peste 20 de milioane. Făcuseră un calcul de 30 de milioane. Și omul a zis, băi, eu bag 14 din, hai să zic, 10, că erau cu drepturile de televizare, cu ce am plătit pentru ieșirea din insolvență, mă duc undeva între 15 și 20 de milioane. Câștig 10. Ce te contrazice, Daniel, aici? Ce? Dar nu mă contrazice pe mine, eu spun realitatea. Păi și altă realitate te contrazice. Da. Faptul că
I s-a promis că așa. N-a ieșit. Da. I s-a mai fi promis și după aia de vreme ce a continuat. Tot n-a ieșit. Da. Păi și... Păi nu, aici intervine naivitatea patronului. Păi așa, sau păi eu știu problemele lor. Dar nu mă contrazice pe mine, da, pentru că eu spun... Păi contrazice pentru că în reacția normală ar fi voi oameni buni. Dar tu ce susții de fapt? Nu, nu, eu că nu și-a asumat omul? Ba nu, nu, nu. Este exact ce a spus Vale. Nu a intrat în exact. I s-a promis că se duce în Champions League. Și că el a venit la fel. Nu vrea numai performanță și că și-asumă pierdere. Poate este Vali. Poate nu și-asumă pierdere. Poate e un comportament ca la pariuri, ca la casino. Când pierzi o sumă importantă, bagi în continuare ca să recuperezi. Eu sunt convins că asta e. Dacă pierd 10 lei pe un bilet eu, nu mă interesează. Dacă pierd 1000 de euro, aș mai paria 1000 ca să recuperez 1000 aia. Și mă duc în gaură până la minus, nu, nu la minus 26 că... de milioane de euro, că nu am. Dar la minus cât dar pot poate eu să... gaura aia, poate nu te afectează atât de mult. Nu știu, nu-mi adică eu am fost... De-aia aș fi curios ce a face. Eu am fost un sezon director sportiv acolo. Adică Varga aștepta... Să vindem un jucător. Normal, aia așteaptă în fiecare an. Dar să vindem un jucător. Și totuși nu vendeam niciun jucător. Pentru că era foarte greu să vinzi un jucător. Singurele discuții în perioada când am fost eu acolo au fost pentru Țucudean. Concrete. Uh-huh. Aproximativ concrete. Concrete era dacă pleca. Da, atunci cu Vale în Franța. N-am bun, și iarăși, în momentul în care a fost tu, acea tragedie tu vrei să intri în grupe, tu vrei să vinzi, vezi că nu se întâmplă chestiunea, vezi că strategia pe partea sportivă cu jucători cu experiență ți-aduce titlul. Construcția și cum a fost. Dar nu poți să vinzi. Da. Și atunci, la un moment dat, aici intervenția de întrebare la care îți spun sincer că nici noi cu atât mai puțin, nici alții nu pot găsi soluția. De asta nici nu înțelege modelul de business. Da, de asta spun de și alta, hai să vorbim și de altă strategie. Punctul meu de vedere, proiect profitabil în forma românesc este cel de la FCSB. Din punct de vedere financiar, administrativ, nu e asigurat de partea sportivă. Da, nu este asigurat de partea sportivă. Vorbim de un model de business, business este la FCSB. A avut inspirația să vină să vadă un jucător ca Moruțan, ia 1 milion și ceva. Ea a găsit alt tânăr, nu știu ce, ia încă cu toată lumea. Deci omul a investit pe plan intern, jucător tineri de perspectivă. Ceea ce nu s-a întâmplat la CFR. În alte cluburi, la alte cluburi, la CFR. La Craiova a mai fost așa. Poți să fac o paranteză? Gândește-te că ei, dacă ar fi continuat participările în cupele europene, Gigi Becali și-a recuperat banii. Acum câțiva ani își recuperează toate investițiile de 35%. Dar el ar fi continuat. Dacă el ar fi continuat cu participări în cupele europene, cu rezultate, cu grupe, deci în afară de banii care veneau de acolo, el vindea mult mai mult. Pentru că spre deosebire de celelalte cluburi, el are jucători vandabili. Domnule, 100% că nu e un model la ceea ce se întâmplă pe plan sportiv la FCSB. Deloc. Nu este un model sportiv, adică nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă acolo. Da, sportiv. Și am spus. Dar adică ca model de business, așa cum este el, nu e conosor, nu e vine din alt domeniu, omul a câștigat în fotbal. Și este singurul care este pe plus. Eu nu sunt foarte convins că e atât de pe plus. Ba da, e pe plus. Adică, păi da, dar... N-am argumente să vă contrazic, dar... Păi nu, așa din ce știm, e ultima... Adică s-a împrumutat clubul acum, cred că în jur de 1 milion sau 1 milion și jumătate. Dar acum, până acum nu s-a mai întâmplat și asta deoarece încă n-au venit banii de la Galatasaray pe Moruțan. Da. Bun, dar aici vorbim de ultima perioadă, dar voi vă mai amintiți și celebrele imagini cu banii din seiful de la Marriott, cu pungile. A, bine, dar tu vorbești de acum 20 de ani. Deci dacă luăm banii a trecut de perioada. Nu există. Era o contabilitate a ajuns oficial să-și recupereze investiția și să fie pe dar nu era singurul club care... Dar, de acord, dar banii nu sunt puși la pierdere. Dacă el avea, cum să spun eu, dacă era... Dar nu mai, la Gigi nu mai, deci Gigi nu mai poate fi nici influențat, nu mai acceptă niciun sfat de la nimeni în lumea asta. Și atunci, dacă el era inspirat să meargă și cu performanță, cu antrenori, că acolo au fost antrenori de top, care sunt de top în România, și a făcut și business și făcea și performanță. Când și-a propus el că poate să facă el și zona asta, de, mă rog, să acopere o anumită zonă din partea asta sportivă, n-a mai câștigat... Ultimul titlu a câștigat cu Gâlcă, nu? Da, cu Gâlcă, da. Dar a mai vândut. Da, dar a vândut zice, tot timp. Ce zice Daniel, a vândut tot timp. Vândut mai mult. Corect mai nu e, pentru că nu e o afacere ca oricare dar alta. Dar acum spun fotbal, eu, cu venirea lui Balaș, lucrurile se vor schimba și cu Petrescu, cred că a înțeles că trebuie să mai aducem și tineri, trebuie să promovăm, trebuie să cumpărăm și tineri.
cu un potențial... Balaj poate face ceva acolo? Are vreo influență Balaj? Nu că are influență, dar un cuvânt mare de spus în momentul ăsta l-are Dan Petrescu. Pentru că Petrescu, da, de corect, câte ori a fost, da, Dan Petrescu acolo, indiferent cine era lângă el, doar Dan Petrescu a adus jucători. Da. El a decis, corect, da, corect, că îi l-a propus X sau Y ca să ia altceva, dar el a luat decizii. Când n-a mai fost el, a fost un pic de haos, că dovadă că nici jucătorii, niciunul n-a demonstrat din ceilalți. Dar nu asta e important. Important e că s-a cheltuit, s-a ridicat ștacheta an de an, an de an, crezând că poți mai mult. A fost acea lovitură, să spunem. Am văzut toată lumea spune, da, e o lovitură, dacă o luăm în ultimii ani. Faptul că a ieșit din grupe și a jucat contra Sevilla și te-a scos Sevilla. Dar gândiți-vă că CFR în istorie cu nu depărtat a jucat de 3 ori în grupele Champions League. A bătut Manchester United, a bătut Roma. Steaua a jucat 10 ani consecutiv în Champions League, în, da, Europa League. Adică nu e o performanță așa de dacă cazi pe spate, cheltuieli, da, ținând cont. Ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani este, păi, o performanță. De ultimii ani, da, dar dacă te uiți un pic și la buzunar, atunci te cam sperii. Dar știi, lucrurile sunt diferite. Buzunarul, da, Varda. Uite, vezi, nici adică, două transferuri s-au făcut pe sume și nu le-au reușit. Cu Ioniță și cu Costache, nu? Nu, da, sunt mai multe. Sunt mai multe. Acum depinde, tu vorbești ca sumă totală. Sau ce sume investiții. Sunt importante, că în restul au adus jucători liberi de contract și le-au plătit salarii. Păi sunt o grămadă de jucători. Eu l-am văzut ieri pe Cristi Balaș, a intrat la Radu Naum, dar dădea o listă, dar eu vă dau o listă de vreo 12 jucători împrumutați. Să vă zic cât câștigă fundașul dreapta care joacă la Chindia, nu mă știu cum îl cheamă, de la Astra a venit înainte. Butean, vreo 16.000 de euro pe lună și împrumutat la Chindia și sezonul trecut a fost la Gaz Metan. Adică dacă te mai adun și sumele alea, bă, te iei cu mâinile de cap. Dar în sfârșit asta e politica lor, da, că ei știu despre ce e vorba. Ideea e că tu vrei să ajungi undeva în sezonul viitor, când va intra noua regulă a fair play-ului financiar, cu 70% total din buget cheltuiți pe salarii, licența, taxe, transferuri, comisioane. Și atunci ce faci? Am văzut asta iarnă în care Cristi Balaș a venit și a spus, domnule, trebuie să reducem. Păi n-am redus, că am adus iar 7 jucători, am pierdut 4, ăia 7 nu jucau, am dat și bani pe ei, le-am plătit salarii, dar nici nu erau pe listă. În lista aia de 25. Și nu, adică nu se justifică din punctul ăsta de vedere, dar ei, încă o dată spun, ei au bucătăria lor. Dacă lui Varga îi convine să bage an de an, dacă domnul Șucu vine și spune, domnule, vreau să bag 7 milioane, de unde? Păi aduc de acasă, că n-are de unde să-i producă. Că nu poți să produci de astăzi, că vorbeam de următorul sezon, care începe peste o lună și ceva, nu? Da. Adică n-ai când să, de unde să faci, domnule, Rapidul, hai să vindem publicitate de 3 milioane. Nu se poate. N-ai cum să vinzi de 3 milioane, că nu vinde niciun club în România publicitate de 3 milioane. Așa. La Liga 1. Da. Și atunci când faci bugetul, îți permiți atunci să-ți iei o marjă de asta de pierdere. Că lucrurile au scăpat de sub control la CFR și au fost mascate de rezultatele senzaționale de câștigarea de 5 ori campionatul. De Petrescu și de ceilalți antrenori care s-au mai perindat pe acolo. Vezi cum s-a împământenit asta, că a luat 5... Păi da, ca să mă gândeam că unul e tras de păr, adică 3 sunt sigure, dar unul e tras de păr. Știam că Edi Iordănescu a luat titlul cu CFR. Dar Edi luase echipa de acolo cu 3. Nu, dar deja se vorbea de 6 titluri pentru Dan Petrescu. Păi și stai puțin că în 2018-2019 a fost Edi Iordănescu 2 meciuri, Conceição aproape tot sezonul, Minteoan 5 și Dan Petrescu 6. Și l-a luat Dan Petrescu. Adică trebuia să-i fi jumulit din păr pe toți ăștia, dinainte. Mesteoana a câștigat pe linie. Mister, spune că oricum acum nu mai poate fi influențat, dar ce ai, cum ai comenta declarația că Miron e pa, Vinicius pleacă, Ovidiu Popescu să treacă fundașul? Da, mi se pare, eu îl urmăresc pe Gigi Becali așa și urmăresc mișcările. Deci am înțeles exact unde trebuie să întărească. Probabil că discută cu ceva, probabil că îl sfătuie sau are o discuție. Așa cu și asta ți se pare soluție? Nu, mie mi se pare să aibă mai multe soluții pe postul respectiv. Nu poți să rămâi în 2 sau 3 fundași într-un sezon întreg, când ești implicat. Mă rog, în Cupa României, în campionat, jucător la echipa națională. Mai există posibilitatea să joci într-o grupă de conference, că cam ăsta e obiectivul, da? Deci trebuie să ai un lot valoros, dar cu jucători importanți în anumite poziții. De la mijloc în sus, echipa asta, deci mai trebuie un număr 9, la mijloc e acoperită. Eu te-am întrebat de Ovidiu Popescu, fundaș central. Asta e soluția lui Gigi Becali astăzi. Nu știu, mâine poate vine cu alta. Nu, asta n-am ascultat-o. Păi nu a fost mai devreme la fotbal. Nu, eram pe drum. Nu, n-am. Dar poate fi campionul. Asta e...
A băut ceaiul la 5, îl cunosc foarte bine, cine știe ce. A văzut el ceva de ce la telenovelă sau ceva și acum la Ovidiu Popescu, fundaș central. Nu se poate juca cu Ovidiu Popescu, fundaș central. Nici măcar fundaș lateral dreapta. Este un jucător care ți-aduce un plus pe faza ofensivă, un jucător extra. Mie îmi place foarte mult Ovidiu Popescu. Ai două, trei soluții acolo. Șut cu el la mijlocaș central și alegi pe care mai. L-ai și pe Ejuma. Care e mai bun? Deci sta acoperiți. Deci sunt anumite zone. Deci, domne, eu vreau să înțeleagă echipele astea de top din România. Fundașii lateral au un rol important în dezvoltarea jocului pe faza ofensivă. Dar în același timp trebuie să aibă capacitatea de efort și să fie, să interpreteze foarte bine și faza defensivă. Dar echipele de top, cu intrările extremelor în interior, ei se transformă în extreme. Ai nevoie de jucători valoroși. Luați cifrele la fundașii lateral din România și o să vedeți că n-au 3 centrări și 10 centrări toate, toți fundașii. M-am uitat la o echipă, nu vreau să dau numele și m-am vrut să văd cifrele la fundașii laterali. Pentru că foarte bun de perspectivă, sunt plătiți foarte bine. Și tu mi-ai zis, câte centrări a dat? Sau ce a făcut? Ce plus a adus pe față? Păi n-are nicio centrare. Păi și cum vreți? Nu trebuie să vă întăriți în poziția asta? Trebuie să te întărești. Deci tendințele sunt foarte clare. Avem exemple sâmbătă seara aici. Da. Cine joacă fundaj lateral? Ce rol au ei în dezvoltarea jocului ca fundaj lateral? Unde ajung? Ce fac? La fel fundaj și central. O să vedem sâmbătă asta. Avem exemplele și cum am mai văzut și meciurile astea, în grupele astea de Champions League, rolul, aportul lor. Da? Deci trebuie să întâlnească în anumite poziții dacă vrei să faci performanță. Dar asta cu Ovidiu Popescu, iar nu, mă rog. Dar nu, asta nu iau în seamă pe asta la Gigi. El a spus un lucru esențial, fundaș central și un număr nou, la un moment dat. Cred că asta am auzit eu sigur. Și s-a răzgândit, nu mai duc fundaș central, că nu vreau să mai consum bani. Poate doar unul liber. Dar ți se pare că poate fi campioană o echipă care are în lot un singur stoper de meserie pe Cristea? Doar el. Nu, dar el e mijlocaș central. Dar la început sezonului. Domnule, Cristea e mijlocaș central. Bine, la gaz metal și ca mijlocaș defensiv. Și o să vedeți că Edi Ordănescu va folosi mijlocaș central la echipa națională. Adică nici măcar Cristea nu e. Nu e niciun fundaș central. Deci, mijlocaș, poate pentru Edi la echipa națională, n-am vorbit cu el, dar când a venit antrenorul la Steaua, primul meci care l-a jucat cu Cristian mijlocaș central. Da, așa e, ai dreptate, pentru asta l-a luat. Pentru FCSB, da. Dar el l-a selecționat pentru postul ăsta de închizător. Da. FCSB înseamnă că nu are niciun fundaș central. Păi n-are. Dacă îl dă pe Miron, n-are niciun fundaș central.